profită de asta. Nu e proastă. E urât să depuzi. Nici la politică prost. Eu mergeam cu contractul meu înainte. Partea de vacă. Toată viața ce ai bătut joc de noi. Thank you.
mir l-am făcut ceața. Din pace de voi.
liber la Timișoara, colegul, liber, liber. Eu nu zic nimic. Da, mulțumesc, colegul, drumul bun, să ajut din faina mea. Ce? Am criticat degeaba. Că el nu spune ce e pe liber la risca, nu? Cine crezi că iese pe ceața asta? Departe. Și atunci ne
de ședință din 23. Da, ce scuze te bagi, că nu ai avocat. Orice se interpretează. Da, poate interpretează. Eugen Sirion, în prezența unor nume importante din cultura română, precum cea mai mare de intelectual
venit, ne-a distrus. Și acum Londrei regretă ziua. Ne ține la mâna a doua. Olanda și Austria susțin propunerea britanică privind înăsprirea rasilor. După cum amintește Didier, ministrul olandez al afacerilor sociale, intenționează să abordeze subiectul impactului negativ al Liberiei la circulații a persoanelor din Europa de Est la următoarea conferință a liderilor Uniunii Europene din 9 decembrie, după cum notează ziarul olandez Telegraph. Protestele la adresa președintelui ucrainian s-au amplificat la Kiev. Manifestațiile de duminică sunt cea mai amplă demonstrație de furie de până acum, titrează The New York Times. Manifestanții cer demisia președintelui Victor Ianucovici, alegeri anticipate și reluarea procesului de apropiere de Uniunea Europeană, adaugă Le Monde. Iar Europe Online Magazine menționează că protestatarii promit să continue până la instalarea unui guvern. Politica externă a Statelor Unite este de asemenea la internaționale. Vicepreședintele american Joe Biden efectuează o vizită la Tokyo în cadrul unui turneu de o săptămână în Asia, scrie Stars and Stripes, și continuă. Asia urmărește cu atenție angajamentul administrației Obama privind o influență crescândă a Americii în regiune, ca scurt împotriva unei Chine, într-o afirmare din ce în ce mai intensă. În cadrul întâlnirilor cu liderii Japoniei, Chinei și Coreei de Sud, oficialul american va da asigurări că Statele Unite rămân determinate să fie o putere în Pacific, într-un moment în care disputele între națiunile asiatice mocnesc amenințând cu instabilitatea într-o regiune vitală pentru economia americană. E o vizită importantă și pe termen lung, crede Japan Times, și explică rolul pe viitor al Statelor Unite în Asia, în mod special în Asia de Est, depinde de puterea de a convinge regiunea că Washingtonul nu își va reduce prezența în zonă, nu se va lăsa distrat de politica internă și va susține prin fapte regăsirea unui echilibru în Asia. Trei prezența internațională, toate aceste informații le găsiți și pe site-ul nostru, www.radioreșița.ro. Facem lor pe țară și ei, în bază de noi, prin neprimirea în spațiul Schengen.